Cu o accidentare groaznică și înfrângere la un gol, așa a început România europeanul de handbal. Negu și Pintea nu și-au ascuns dezamăgirea la finalul meciului cu fosta campionă mondială Olanda. România a câștigat repriza a doua, dar a pierdut cu 29-28. Naționala a pierdut-o pe Dumansca, s-a lovit de bară și a îngrozit sala. Săraca și țipătui, mi s-a făcut pielea de găină, dar sper să nu fie nimica grav. Negu a reușit doar 3 goluri cu Olanda. Pentru România urmează meciul cu campioana olimpică, Franța. Putem face minunea cu Franța? Vom face tot ce ține de noi să ne ridicăm la nivelul campioanei olimpice